Ce taine ascunde planeta? Cine amenință existența omului? Cum găsim soluțiile în lupta cu cei care vor ca Terra să dispară? De ce se tem oamenii de știință? Ipotezele și descoperirile care te vor șoca. Cu ochii pe lume. O emisiune marca REN Moldova. În fiecare zi. Bine v-am găsit! Lumea atât de pestrițată încât îți fug ochii în încercarea de a prinde cele mai captivante secvențe din activitatea zburdalnică a planetei. Dar pentru că firea omenească e plină de curiozitate, ne tot prindem în plasa tentativelor cronice de a percepe lucruri pe care pe alocuri nu prea le înțelegem. Ce de făcut? Noi doar vă oferim alternative, voi însă alegeți soluțiile. Emisiunea Cu ochii pe lume nu renunță la analiza anturajului cotidian și vă pune la dispoziție fapte, mărturisiri și concluzii care probabil vă vor face într-o bună zi să spuneți că ați aflat ceva nou și poate inedit, iar cine pune mâna pe informații s-ar putea să gestioneze lumea. Tentant, atunci, haideți cu mine! Încă mai ieri, aceste tramvaie și troleibuze transportau pasageri dintr-un capăt al orașului în altul. Iar după ce au fost scoase din exploatare, au ajuns aici. Acum formează un tablou sinistru, în doar câțiva ani vopseaua s-a coșit. Din cauza precipitațiilor și a oscilației de temperatură, tramvaiele arată deplorabil. Mai devreme sau mai târziu au această soartă toate obiectele metalice care sunt afectate de coroziune. Coroziunea este unul din dușmanii care trebuie studiat detaliat. Gradul ei de influență, până la ce nivel poate fi tolerată și când trebuie lichidată. Progresul tehnic a început atunci când omenirea a învățat să prelucreze metalele, dar în același timp a început marea luptă cu dușmanul principal al metalului, coroziunea. Cât de performant ar fi noile invenții, coroziunea e mereu cu un pas înainte. Omenirea deja a învățat să încetinească procesele devastatoare, însă va fi oare capabilă să le stopeze pentru totdeauna? Litoralul Mării Negre, aer curat, apă de mare și practic anul împrejur temperaturi pozitive. Însă ce e bine pentru oameni înseamnă moarte pentru metale. Nu de mult această corabie imensă străbătea apele în lung și în lat, iar acum s-a transformat într-un conglomerat de fiare ruginite. Clima confortabilă pentru om acționează foarte distructiv asupra metalelor. În pofida faptului că este o zonă de litoral cu climă blândă pentru efectuarea testărilor, inclusiv a materialelor metalice, acesta este un mediu foarte agresiv, întrucât există un conținut înalt de cloruri însoțit de umiditate sporită. De aceea, materialele metalice sunt expuse activ la coroziune. Centrul de testare climatică din Gelenjik. Aici ajung noile metale practic pentru orice ramuri ale industriei, de la construcție până la producția de automobile, de la aviație până la astronautică. Înainte ca piesa metalică să devină parte a unui agregat masiv, ea trebuie testată. Numai așa se poate înțelege cât timp ea va rezista la coroziune. Această platformă climaterică este cel mai mare laborator în aer liber din Rusia. Aici pot fi testate simultan mai mult de 8.000 de mostre de materiale. Teritoriul uriaș este acoperit cu standuri cu foi de metal, piese de automobile și avioane, afectate de coroziune. Ele se pot afla aici ani de zile, ori uneori testările durează câteva decenii. Scopul testărilor este de a afla care este rezistența materialului la acțiunea factorilor atmosferici, expunerea la ploaie, la lumină solară. Interacțiunea dintre metal și mediul înconjurător este un război invizibil. Metalul mereu pierde această luptă. În fiecare an, coroziunea afectează aproape un sfert din tot fierul extras din lume. Din cauza acestei boli, suferă nu doar fierul și aliajele sale, dar și alte metale. Cauza principală a distrugerii este atmosfera planetei. Coroziunea, probabil, este cea mai frecventă cauză a defecțiunii oricăror utilaje. Până și aerul cu care respirăm acum are un anumit grad de agresivitate corazivă.
Dacă la el se adaugă oscilațiile de temperatură, condensatul, atunci se va constata că toate piesele agregatelor care ne înconjoară sunt expuse la coroziune, chiar dacă procesul nu este atât de rapid. Cuvântul coroziune provine de la latinescul corrosio, corodare. Sunt o sumedenie de factori care pot declanșa procesul de distrugere. Cel mai răspândit este legat de mecanismul chimic al contactului metalului cu mediul agresiv. De exemplu, în contact cu apa sau aerul umed, fierul interacționează cu oxigenul și începe să se oxideze. Pe suprafața lui se formează un amestec de oxizi de fier, de obicei o numim rugină. Iadar e una dintre manifestările coroziunii. Orice metale sensibile la coroziune, chiar și titan, care în condiții atmosferice obișnuite se consideră că este ideal și nu se corodează, la temperaturi ridicate de asemenea interacționează cu atmosfera. Natura întotdeauna distruge ceea ce a creat. Este un proces firesc. Toate condițiile trebuie să fie cât mai apropiate de cele de exploatare. Până și iarba de substrat nu este o neglijență, ci un detaliu important pentru reconstituirea mediului real. Prima etapă a testării este cea mai importantă. De îndată ce mostrele de metal ajung pe poligon, ele sunt monitorizate continuu. Primele schimbări pe suprafață ar putea să apară în primele câteva ore. După un timp, procesul de coroziune va încetini, dar nu se va opri. Testările în aer liber permit de a evalua comportamentul metalelor în condiții reale, însă au și un dezavantaj, durata mare a lor, care pot dura de la 1 până la 10-15 ani. Pentru a reduce această perioadă, au loc testări accelerate în mod natural, care nu modifică mecanismul de coroziune. Pentru a reduce timpul de testare, mostrele sunt supuse la acțiune mai dură aici, pe o platformă climatică închisă. Ea este protejată de razele solare, de aceea umezeala de pe suprafețele metalice se evaporă mai încet, iar pelicula de oxid se menține mai bine. Aceasta accelerează procesele corozive. Pentru a spori efectul, experții recurg la factori distrugători suplimentari, cum ar fi apa de mare. Cu ajutorul pulverizatorului se aplică soluții de sare de mare în concentrație diferită pe mostre, pe care se formează o peliculă de umiditate și se precipită sărurile. Astfel, viteza de coroziune crește de 4-5 ori. Oricât de ciudat ar părea aceste testări, care durează câțiva ani, ele sunt absolut necesare. Ori pentru a lichida inamicul trebuie să știi totul despre el. De aceea, fiecare mostră neapărat trece prin laboratorul de metalografie. Există tipuri foarte diverse de coroziune, alcalină, superficială, stratificată. Aceasta depinde de structura metalului, de heterogenitatea inițială. Acest model de aliaj de aluminiu s-a aflat pe poligon timp de 2 ani, dar până acum arată ca nou. Aluminiul este un metal predispus la tipuri de coroziune locală. În schimb, este distrus de alcaline și acizii minerale, doar că aceasta nu se observă cu ochiul liber, dar în interior are loc un proces activ de coroziune intergranulară, un gen foarte periculos de distrugere care evoluează cu o viteză colosală. La microscop se poate observa unde se află pitting-ul care trebuie înlăturat. Apoi se construiește profilul 3D al suprafeței. Se măsoară cu mare precizie adâncimea și suprafața pitting-ului. Astfel se poate arunca o privire în interiorul metalului. Pitting sunt mici alveole pe suprafața metalului. Microscopul cu laser are capacitatea de a le mări de mii de ori. Acest tip de coroziune este bine vizibil pe suprafață, de aceea este mai simplu de depistat. Rezultatele analizei metalografice pentru oamenii de știință marchează începutul luptei anticoroziune. Pentru a proteja aliajul de procesele distrugătoare se poate modifica compoziția lui. Aceasta e cea mai mare uzină de producere a oțelului inoxidabil din Rusia. Anume aici, în anul 1923, a apărut primul aliaj autohton rezistent la coroziune. Astăzi, aici se produc mai mult de 1000 de mărci de oțel. Toate metalele sunt expuse la coroziune, inclusiv cele inoxidabile, doar că ele se corodează mai lent comparativ cu fierul obișnuit.
Ele sunt utilizate în special în domeniul unde se înaintează cerințe sporite legate de rezistența la coroziune, cum ar fi aviația. Or, mediul în care funcționează motoarele avioanelor este la fel de agresiv și vrând nevrând obținând rezistență înaltă la temperaturi înalte, compoziția materialului asigură și rezistența la coroziune. Pentru ca oțelul să nu reacționeze la mediul agresiv, în minereu se adaugă elemente de aliere, substanțe care vor schimba compoziția chimică a lui și vor face metalul pasiv, de exemplu cupru, pentru rezistență la unele medii agresive, nichel pentru a crește rezistența la temperaturi ridicate sau crom pentru formarea la suprafața oțelului a unei pelicule de protecție de oxizi cu grosimea de câteva molecule. Ea nu-i permite metalului să intre în contact cu apa și aerul, dăunătoare pentru el. Procesul de topire începe cu pregătirea materialelor pentru cuptor care sunt încărcate în furnal. Apoi urmează procesul de topire, suflarea metalului cu oxigen și procesul de rafinare pentru ca metalul să obțină o anumită compoziție. Topirea oțelului este un proces foarte complex și rafinat. Compoziția chimică aliașului trebuie să corespundă exact rețetei, pașaportului aliașului. Mai întâi, în furnalul cu capacitatea de 5 tone se încarcă minereul, care se încălzește până la 1600 de grade. Apoi în cuptor se adaugă suplimente rezistente la coroziune. Este extrem de important de a respecta toate proporțiile. De aceea, în procesul de topire, oțelare iau probe în continuu. Acum are loc procesul de rafinare. Au fost luate probe, ele vor fi supuse analize chimice. În conformitate cu acestea, se vor adăuga suplimentele necesare și aliajul. După corectare, va fi gata de turnat. Oțelul este un aliaj al fierului cu carbon. Acesta este principalul element care îi oferă rezistență metalului. Dar, pe de altă parte, dimpotrivă, carbonul face oțelul inoxidabil, vulnerabil în fața coroziunii. Anterior, carbonul putea fi neutralizat doar cu ajutorul adaosurilor, cum ar fi titanul sau niobiul. Aceste elemente îl iau asupra lor. Însă astăzi nu mai este necesară utilizarea lor. În prezent este actuală obținerea compoziției sărace în carbon. În procesul de dezvoltare a tehnicii s-a redus conținutul de carbon de cel puțin 0,03%. Aceasta sporește puternic gradul de rezistență la coroziune a acestei compoziții simple. După topire, metalul ajunge în secția de laminare. Pentru a obține forma necesară, piesele vor trece printr-o sumedenie de mașini unelte și un kilometru de bandă de transportare. În viitor, tigele obținute ar putea deveni piese masive de agregate pentru industria chimică și industria nucleară, ori se vor transforma în piese pentru aeronavele moderne. Ele vor trebui să funcționeze câteva decenii, dar să fie la fel de durabile și rezistente la coroziune. Întrucât cel mai frecvent construcțiile nu sunt fabricate din aceeași bucată de metal, ci sunt asamblate din piese diferite prin sudare sau cu ajutorul șuruburilor, aceste suturi sunt vulnerabile la coroziune, fapt care va duce la distrugerea construcției. De aceea, este foarte important de a le construi din oțel inoxidabil, care va permite de a menține intact obiectul o lungă perioadă de timp. Construcțiile complexe sunt protejate nu doar din interior, dar și din afară. Sankt Petersburg, orașul râurilor, podurilor și al ploilor interminabile. Doar pe teritoriul orașului sunt 342 de poduri. Starea lor este monitorizată minuțios. Ori în capitala de nord a Rusiei, activitatea corozivă depășește limitele admisibile. Firește ar putea slăbi toate construcțiile pe care le distruge coroziunea. Însă există servicii speciale care nu vor admite ca podurile din Sankt Petersburg să ajungă în stare deplorabilă. Pentru ca fie ce pot să funcționeze ani buni și să nu cauzeze o catastrofă, locurile vulnerabile sunt verificate cu regularitate, în special dacă este un pod turnat, cum este podul palatului. Construcția complexă de 250 de metri unește centrul Petersburgului cu insula Vasilievski și captează privirile turiștilor fascinați. Ei nu bănuiesc cât efort depun inginerii și tehnicienii pentru a proteja podul palatului de coroziune. Dacă nu ar fi fost un pod turnat, ar fi fost mai simplu. Apa s-ar fi scurs pe marginea podului. Însă, deoarece secția turnată este separată de partea de bază, apa pătrunde între ele și ar putea
coroda construcțiile podului. În partea superioară, podul este protejat de construcții pentru scurgerea apelor. Datorită lor, apa de ploaie, noroiul de pe automobile și nici zapada topită nu ajung la construcția de bază. Este important ca suturile de deformare între sectoarele podului să fie etanșe. Ele sunt verificate de cel puțin 2 ori pe săptămână. Aici nu se vede umiditate, ci nu picură pe nicăieri. De aceea putem fi liniștiți până la următorul control. Dar cel mai mare pericol pentru construcție nu este apa din râu sau precipitațiile, ci electricitatea. Pe podul Palatului circulă nu doar automobilele, dar și tramvaiele. Ele provoacă cel mai periculos tip de distrugere, imperceptibil cu ochiul liber. Șinele de tramvai nu sunt izolate de la sol, de aceea devine o sursă a curenților rătăciți, anume ei de cele mai deseori duc la coroziunea comunicațiilor subterane. Procesul de coroziune electrochimică a metalelor apare la granița a doua fază. În contact cu umezeala, în această zonă, sub formă de condens sau picături de ploaie. Acest lichid se transformă în electrolit, în care se dizolvă electronii de metal care trec în electrolit, în urma cărui fapt el devine conductor de curent electric care accelerează procesul de coroziune a metalelor. Coroziunea electrochimică poate fi prevenită. În acest scop, sub pod este instalat un redresor. Aceasta este un dispozitiv electric care servește la transformarea curentului alternativ în unul continuu. Construcțiile podului primesc permanent o sarcină negativă, catod, iar cea pozitivă este preluată de anozi. Avem aici un dispozitiv de protecție catodică. Elementul de bază al căreia este redresorul care transformă curentul alternativ în cel continuu, necesar nouă. Plus la toate, el este dotat cu panou de control pentru a asigura puterea corespunzătoare a curentului și a fi conectat în caz de necesitate. Dacă nu ar fi existat acest dispozitiv, de mult ar fi demarat procesul de deteriorare a podului. La fel și dacă nu ar fi acoperit cu un strat gros de vopsea. Acesta este unul din cele mai simple și eficiente modalități de a combate coroziunea. Scopul oricărei protecții este de a nu admite ca suprafața metalică să intre în contact cu mediul agresiv. Vopseaua obișnuită este de neînlocuit în acest caz, un mijloc atât de simplu la prima vedere, dar care devine ca o ramură pentru metal. Însă nu-l protejează pentru totdeauna. Termenul de exploatare a învelișului este deosebit de important, în special pentru producătorii de automobile. Studierea rezistenței climatice a lacurilor și vopselelor este o sferă la fel de importantă. Aceste materiale protejează toate tipurile de obiecte. De aceea se acordă o atenție deosebită vopselelor. Ele sunt folosite pe larg în industria constructoare de automobile. Pentru acest domeniu este testată atât rezistența la coroziunea metalelor, cât și a învelișurilor de protecție, conformitatea între ceea ce se întâmplă în condiții de laborator și în aer liber. Așadar, și astfel de mostre adesea ajung pe poligon și în camera de testare accelerată. Preventiv, pe fiecare din ele este făcută o crescătură, imitarea în laborator a zgârieturii pe caroserie. Scopul acestei testări este de a determina distanța la care se răspândește coroziunea de la zgârietură și comparația tipurilor de vopsea. Aici se află camera ceții de sare. Mostrele interacționează cu ceața de sare, în urma cărui proces sunt afectate de coroziune. Aceste plăci se vor afla în camera ceții de sare timp de 48 de ore, iar apoi vor fi mutate în instalația de imitație a climei umede. Astfel de condiții sporesc agresivitatea mediului înconjurător de 10 de ori și funcționează ca o mașină a timpului. O testare care pe poligon ar putea dura un sfert de secol, în aceste instalații durează doar 16 săptămâni. Aici obligatoriu se combină impactul metodelor de testare de laborator cu testările climatice naturale. Deoarece numai în condiții climatice naturale se poate asigura obținerea de informații veridice, este imposibil de a reconstitui în laborator toate condițiile climaterice. Când vine vorba despre învelișul automobilului, este necesar de a verifica și vehiculul propriu-zis. În timp ce elementele construcției se află pe standurile poligonului, este testat integral și automobilul. Obiectivul este de a evalua rezistența la coordonare a caroseriei. Pe partea frontală al automobilului sunt efectuate crestături, după care se monitorizează viteza de răspândire a coroziunii.
Acest automobil va cutreiera drumurile de pe coasta Mării Negre timp de un an și jumătate. În acest răstim, crestăturile de pe caroserie se vor acoperi cu rugină, iar frații lui mai mici, mostrele de pe poligon vor fi supuse la numeroase teste de coroziune și rezistența a vopselelor. Toate acestea se fac cu scopul ca viitorul automobil să-i servească proprietarului cât mai mult timp. Uneori, ceea ce distruge metal poate servi și drept protecție a lui. Astfel se comportă patina, stratul gri verzui format din depuneri de carbonat de cupru. Adesea poate fi văzut pe exponatele din cupru sau bronz ale muzeilor. Înlăturarea patinei înseamnă a expune la pericol descoperirea arheologică. De aceea, restauratorii fac tot posibilul pentru a o păstra. Dacă patina este densă și bine cristalizată, ea previne distrugerea de mai departe a obiectului. De aceea, în timpul restaurării, este necesar de a curăța obiectul foarte grijuliu. Locurile dezgolite de patină pot fi supuse la corodare agresivă. Patina este o peliculă multistratificată de pe suprafața metalelor, încă o manifestare a proceselor corozive. Însă dacă rugina crește ca un cancer până când distruge metalul complet, patina rămâne la suprafața obiectului. Ea se cristalizează și nu permite accesul la metal a substanțelor dăunătoare pentru el. Astfel de patină este numită strat de sacrificiu. Până și pe aur se formează patină. Ea are o nuanță roșietică și aspect catifelat, însă frecvent este falsificată, deoarece articolele din aur sunt cele mai preferate obiecte de către falsificatori. Cât de util ar fi patina, cu timpul și ea ar duce la distrugerea completă a metalului, de altfel ca orice tip de coroziune. Ce e bine pentru om este o necesitate pentru metal. El tinde să-și încheie viața la fel cum a început-o, transformându-se în minereu. Cel mai uluitor fenomen este că procesul de coroziune este întoarcerea metalului în stare inițială, de minereu. Practic, toate produsele de coroziune au analogii în minerale naturale. Indiferent de schimbările la care este supus metalul, cât de bine nu ar fi protejat, oricum va reveni la starea sa inițială, chiar dacă procesul va dura câteva sute de ani. Este un proces termodinamic. Pentru obținerea metalului, minereului i s-a transmis o energie. El a fost încălzit într-un mediu de restabilire. În procesul de prelucrare termică, metalul se restabilește, iar mai apoi, în timpul existenței sale, el cedează această energie. Nu se poate afla în stare tensionată timp îndelungat și trece la un nivel mai redus de energie. Anume, astfel se explică fenomenul coroziunii. Iată de ce este puțin probabil că omul va învinge coroziunea vreodată. Ori este imposibil de a lupta împotriva naturii. Se poate doar corecta activitatea ei. Omul deja a învățat cum să prelungească viața metalului. Cândva, oamenii care pentru prima dată au prelucrat metalul puteau doar să viseze la asta. Prin analogie, cândva strămoșii noștri nu trăiau atât de mult ca și noi. Iar astăzi noi deja știm bine care sunt cauzele îmbătrânirii. Dar căutăm posibilități de a-i prelungi existența. La fel, dacă coroziunea este un factor care influențează negativ asupra funcționării materialului, noi căutăm posibilități de a prelungi viața lui. Și obținem succese la acest capitol. A fost emisiunea Cu ochii pe lume la Ren Moldova. Pe curând! Ce taine ascunde planeta? Cine amenință existența omului? Cum găsim soluțiile în lupta cu cei care vor ca Terra să dispară? De ce se tem oamenii de știință? Ipotezele și descoperirile care te vor șoca. Cu ochii pe lume, o emisiune marca Ren Moldova, în fiecare zi.